Gata? Hai, începem? Hai, începem! Hai! Hei, salutare, gașcă! Eu sunt Mimi, voi sunteți pe canalul meu de YouTube și în acest vlog cu mine este bunica mea sau cum îi zic eu, mămăica mea sau măița mea. Cum îți mai zic eu, mamaie? Mamaie, bunica, nu? Da! Așa? Bunicuța mea, mămăica! Da, salută și tu, mamaie, pe oamenii mei de aici. Bă, care oameni? Cum să... A, cu copii? Ce ai tu aici? Copii? Copii de toate, mama, salută, zine și tu. Vă salut, pa! Nu le spunem că pa, le spunem la final că am pregătit ceva, vreau să ne jucăm ceva, mama. Te joci cu mine ceva? Nu știu, care de... Eu nu știu de astea să mă fac. Nu contează, te învățeam acum, da? Ești de acord? Haide, sunt. Bine, dar înainte fii atentă, vreau să le zici așa. Dați like la acest videoclip. Dați like la acest videoclip. Bine, mamaie! Mămăica mea frumoasă. Bine, mamaie, fii atentă. Ți-am pregătit niște poze cu fete și cu băieți, dar mai mult băieți. Da. Sunt și artiști și vloggeri ca mine, uite, filmează ca mine. Din toate domeniile, sunt influencer români, sunt oameni care stau așa pe internet, cum stau eu, da? Da, da, da. Bine, și-am pregătit aici niște poze și tu vreau să le dai note, de la 1 la 10. La copii, e? Da. Ești de acord? Păi da, spune cum să le zic prima dată. Zici cum vrei tu, mămăică, eu ți-ară poze și tu le dai note. Zici despre ei ce vrei tu să zici și după le dai note. Bine? Haide, dar nu știu așa ce să zic, de-aia zici să nu mă încurc acum. Nu te încurc, mă, stai liniștită, că aici suntem cât mai natural, suntem cum suntem noi. Da? Vorbești cu mine, uite, să zicem că eu îți arăt o poză și tu îmi zici, e frumos, e urât, e cum e. Ce să mai zici, că ești urâtă, că ești frumoasă de pici. Mămăică, ai, sunt frumoasă, ești frumoasă de pici. Mersi, mămăică, dar nu o să-ți arăt poze cu mine. Nu cu mine, cu alți oameni. Cu alți oameni, hai să vedem. Hai, ce să vedem. Uite, o să începem, nu știu dacă îl cunoști tu. E Alex Vela. Uite. Da, e foarte frumos. Hai, de-aia ce zici, mama, e de poza asta, că a pozat așa. E foarte frumos. E frumos, nu? Foarte frumos, da. Ce notă îi dai? 10. Eee, dă 10, mamaia, la Alex Vela! Poza asta i-a plăcut. Dar fii atentă, mamaia care o soție, e, din punctul meu de vedere, e frumoasă rău de tot. Antonia, uite, ce zici de ea? Aaa, foarte frumoasă. 10, cu felicitări? Cu felicitări, Antonia, 10, cu felicitări. Ia fii atentă, mamaia, că uite, acum o să-ți dau... Nu o să-ți dau un băiat, o să-ți dau doi băieți. Sunt gemeni și sunt vloggeri. Ia uite, frații Muntean, ce zici? Foarte frumos, 10. Și la ei tu 10, mamaie? Arată bine. Da, mai trebuia cât un tricou, băi. Cât un tricou, a? Sunt prea dezbrăcați, zici. Prea dezbrăcați. Da. Un tricou. Ia să vedem. Uite, ce zici de băiatul ăsta? Cântă, Jador. E foarte frumos îmbrăcat, arată bine. Dar ce zici că are barbă? Îți place? Păi îmi place că acum ai și toți cu barbă. Da? Să nasc așa toți cu barbă? Așa să port. Așa să port. Ce notă îi dai lui Jador? Păi să-i dau 10. 10? Bravo, mamai. 10. 10. Mamaica mea e bună cu toată lumea, mă. Dă 10 la toată lumea. Păi ce să zic, că să le dau sau să supere? Nu se supără, mamaie, cum să se supere? Ia să vedem, mamaie, ce zici de următorul băiat. Îl cheamă Pican. E, foarte frumos. E frumos? Dar știi cine e, mamaie? Păi cum, nu e băiatul nostru? L-a recunoscut, mamaie, i-am arătat poză cu el de când era vopsit portocaliu și l-a recunoscut, a? Ce zici? Îi dau 10 cu felicitări. 10 cu felicitări. Ia-ți, mă, baby, dă mămăica. E îmbrăcat frumos, arată bine, trăsături frumoase. A? Foarte. Da, i-au sclipit ochii lui mămăica, mă, când l-a văzut. Aaa, e băiatul nostru.
Ia uite, mama, cred că pe bărbatul ăsta, că e bărbat, nu e băiat, cred că îl cunoști. Ștefan Bănică, junior. Da, Ștefan Bănică, junior este. Îți place de el? Cum arată? Foarte frumos. Arată bine. Arată bine. Uite, da. Îi stă bine cu ochelari? Îi stă foarte bine. Ce notă îi dai lui Ștefan Bănică, junior? Tot 10 să-i dau. Ștefan Bănică, junior, primește 10 din partea mămăicii mele. Așa, ia să vedem. Uite, mai e aici un băiat, tot vlogger. Ce zici de el? Znic îl cheamă. E drăguț, e îmbrăcat frumos, arată bine. Da. Arată bine. Da, arată bine. Ia zi, ce nu? Nouă. Nouă? De ce ai dat nouă? Ia să vedem. Că stă frutat în poză și mai trebuia un pic mai îmbrăcat. Un pic mai îmbrăcat și să nu fie încruntat. Să-mi zici cum ți se pare Alina Eremia. E foarte drăguță. Îmi place și părul, ha? Și ochii. Tot și are cum e machiată? Și cum e machiată. Zi nota. Nota? Tot 10 eu dau. E foarte drăguță. E foarte drăguță Alina Eremia și mie îmi place foarte mult de Alina. Încă o fată pentru tine. S-ar putea să știi... Mama, te-ai uitat vreodată la Bravo Ai Stil? Prea mă uit că îți spuse șade ăla pe ce vrea el. Eu decât mă uit așa. Rar, nu știu deci toate nu că e o prezentatoare de la o emisiune foarte cunoscută. Ilinca Vandici. Ce zici de ea? Foarte drăguț. Da, e foarte frumoasă, Ilinca. Îți place? Îmi place. Ce-ți place la ea? Îmi place tot. Corpul, părul, dantura, foarte frumoasă. E o femeie superbă. Zi nota. E. Ce să-i dau? Tu 10. Bine, mămica. Foarte bine. Dar ce să-i dau? 5, că nu merită 5. Nu merită. Așa, e foarte frumoasă, da. Uite, am un băiat aici pentru tine, Dorian Popa. Arată bine. Așa. Da, ce să zic, e prea dezbrăcat rău. E prea dezbrăcat rău, a? Ia zi, ce nu te-ai dai lui Dorian Popa? 8. 8? Mamă, 8 lui Dorian Popa, mamaie! Da? De ce? Vreau să justifici. E dezbrăcat. De asta nu-ți place? Păi uite, nu e bine lucra? Nu-ți place corpul lui? E prea gol așa, nu știu cum, a? Da? A? Bine, mămăică! Nu cunosc eu laica ăla până astea așa. Cum zici ce tu, da? Mămăică? Rămâne ce notă nu zici mai, tu? Nu mai, lasă-mă, atâta. Nu mai atâta? Ce să mai zic? Uite, mai am o fată pentru tine, Ruby. Tot dezbrăcată e. Ce zici de Ruby? Vrei să-ți arăt, uite, hai să-ți arăt o poză cu ea la față. Ia, uzi, vine tataia să-l pui și pe el. Da? Îl pui și pe tataia? Păi, să vază el ce-i place. A plecat? Dar că nu mai... Ești curioasă să vezi ce notă de la fete, tataia? De hai, ești curioasă? Ce mai e? Ești mai curioasă? Păi, sunt. Ia. Da? Uh-huh. Uite, Ruby, la față. Frumoasă. Frumoasă? Da? Zi o notă. Să-i dau nota... Nota... De ce? 10! 10! M-a păcălit, mă, mamaia, îmi face fente! Ia uite, mamaia, voi te simți bine pe canalul meu de YouTube aici, a? Păi, mă simt. Da? Că sunt... Da. Te simți bine, a? Mă fentează, mamaia, mă, mă fentează, îmi zice așa... 10, mă, 10! 10! 10, ia să vedem și ultima persoană pe care o am aici. Pentru tine, uite, Mira. E frumos. Arată bine, are păr frumos, e îmbrăcată frumos. Îmi plac cercei, îmi plac... Ce să spun, îmi place tot de la ea. Da? Uite, arată, are și iubit. Arată frumos și iubitul, e frumos și amândoi. Da? Îți plac? Îmi plac. 10 la amândoi. 10 la amândoi! Terminăm în forță cu mămăica mea!
De 10 la amândoi, mamaie. 10 la amândoi. Ce zici, mamaie? Ți-a plăcut joculețul ăsta al meu? Păi mi-a plăcut, mamaie, dar dacă nu prea știu să pun ele, așa că nu prea... Ia zi, mai vrei să mai facem joculețe de-astea pe canalul meu? Altă dată, când o fi mai zdravă. Da, măi, oameni buni, sper de suflet că v-a plăcut vlogulețul ăsta drăguț pe care l-am făcut eu cu mămăica mea, măi. Fata mea frumoasă, scumpa mea, nepoțica mea. Mămăica mea. Ia zile, mamaie, așa, like. Zile așa, acolo. Uite-te în cameră și zi like. Like. Share. Share. Subscribe. Subscribe. Așa. Și dați un comentariu. Și dați un comentariu. Bravo, mămăica mea! Deci ați auzit-o pe mamaia? Dați like, share, subscribe, share-uiți vlogul ăsta peste tot ca să-l vadă toată lumea. De ce, mămăie? Mă pui peste tot să mă văz. Să te vadă toată lumea, să vadă toată lumea ce mămăica am eu. Dă nota 10, că i-a dat 10 la toată lumea. Nu uitați să apăsați acolo pe butonașul ăla de like, multe like-uri, multe, multe, multe să strângem pentru mamaica mea dacă vreți să mai fac vloguri cu ea. Să-mi scrieți acolo în comentarii. Ia zi tu, mamaia, câte like-uri să strângem? Zi tu un număr, orice număr vrei tu. Păi, 100. 100? Nu strângem, mamaia, 100 de like-uri. Da, cât? Nu știu, hai să vedem, să apese oamenii acolo pe butonașul de like. Nu știu, sper din suflet oamenii acolo să dea. Tu te-ai obișnuit. Da, mamai, m-am obișnuit. Tu arăți bine, vorbești frumos. Ți-a plăcut? Mi-a plăcut. Da? Fii sinceră cu mine. Da? Mi-a plăcut, dar n-am fost eu zdravă. Mai fost? N-am avut curaj așa de vorbă că... Altădată îmi promis că ai mai mult curaj? Să zicem că s-a fost așa primul și ne-ai avut așa... Da. Îmi promiți că ai mai mult curaj? Da. Noi v-am pupat și nu uitați acolo să lăsați multe, multe, multe comentarii. Noi v-am pupat tare, tare, tare și ne vedem data viitoare. Mua! Zile pa, mămăică. Pa! Vă pup! Pa! Hai, se aude, deci tot vlogul a stat la ușă, ca să înțelegeți. Și acum s-a supărat că nu l-am băgat aici și în elaltă. Da? Pa! Pa! Pa, vă pupăm! Dă-le un pupic, mamai.